După meciul amical, Mister Hagi, la Hagi, da. După meciul amical jucat sâmbătă o echipă din Bulgaria, Artean pe teren s-a dus la Mister și i-a spus: Mister, știți că am și o ofertă și vreau să plec. Cu 7 zile înainte să înceapă campionatul. Nu cred, pe teren i-a zis? Da, i-a spus: Mister, vreau să vorbesc și eu cu dumneavoastră, vă rog frumos. Și mi-a zis domnul Hagi, zice: Doamne, am plecat de la Constanța și până la București am vorbit singur în mașină. Zice, am urmărit, doamne, zice, nu vedeam soluție, nu eram pregătit. Pentru că la primul meci îl avea și pe Grameni suspendat. Și Grameni suspendat, Nedelcu lipsească, Băluță lipsește, Budescu nu e. Zice, și ce a zis? Zice că am vorbit singur. Am vorbit zice 3 ore, zice, am vorbit singur. Și când mine, a terminat monologul la București, i-a venit Cheiros în cap, care a fost o soluție senzațională. Da. Adică Cheiros nu l-am mai văzut eu la el jucând în fața apărării, știi? Și a fost până la urmă o soluție foarte bună și Cheiros a câștigat multe dueluri, că de aici a putut împinge echipa în față. Iar jucătorul pleacă de la Faru Constanța pe zero. Nu cu 30.000, nu cu 50.000, cum s-a spus, nu. Da, nu încasează. Pleacă pentru că așa a promis domnul Hagi. Bă, mă ajuți, ți-ai făcut treaba, dar cu supărarea care a fost atunci pe moment că, bă, mă lași descoperit cu 7 zile înainte să înceapă campionatul. Zis, puțin nu i-a cum, nu i-a picat bine. Duminică l-a chemat pe jucător la București, au discutat, i-a mulțumit pentru colaborare. A încercat să-l întoarcă? Niciodată, niciun moment. A zis: Robert, în momentul când un jucător își face treaba la mine, eu îmi dau cuvântul că îl las și el își poate rezolva situația financiară, poate pentru următorii 10-15 ani, nu poți să te... Ăsta e Hagi, caracter frumos. Ăsta e Hagi. Da, jos și pălăria. Atenție! Cu mișcarea asta, eu, așa spune dânsul, eu pot risca prezența în primii 6, dar cuvântul-i cuvânt. Da, ce să mai... Jos pălăria!